Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Abordăm astăzi un subiect delicat, cel al fenomenului mamelor minore, care, din păcate, în loc să se diminueze de la un an la altul, parcă prinde din ce în ce mai mult contur în România și nu numai. Care sunt cauzele? Prin ce traume trece o mamă minoră și cum putem să-i alinăm suferința și să-i creăm atât ei cât și copilului un mediu bun, un mediu propice în care să se poată dezvolta ambii într-o manieră frumoasă? Aflăm în această seară, sau încercăm măcar să creionăm o astfel de imagine împreună cu părintele misionar Dan Damaschin. Bună seara, părinte, bine ați revenit în platourile noastre. Bună seara, Dumnezeu, mulțumim de invitație, o temă foarte atrăgătoare și foarte bine pusă în studio de această dată, pentru că România are mari probleme cu aceste mame minore. Într-adevăr, sunt din ce în ce mai multe și, din păcate, ele ajung să abandoneze școala, nu își găsesc locuri de muncă, sunt cumva izolate social, pentru că asta se întâmplă, lăsând la o parte problemele pe care ar putea să le aibă, având în vedere că organismul nu este suficient de dezvoltat, lăsând la o parte problemele mentale pe care ar putea să le aibă pentru că psihicul lor nu este suficient de dezvoltat și așa mai departe. Da, sarcina la mame minore este adusă foarte des în atenția publicului și a autorităților în ultimii ani. România este clasată undeva pe loc fruntaș și statistica Eurostat nu mă convinge, întrucât sunt state cu comunități religioase, etnice, în care educația nu ajunge așa cum nici la noi nu ajunge în alte comunități, încât stau și ei, cred că, destul de prost la acest capitol. Doar că trebuie văzut că în România acest fenomen se întâlnește cu precădere în anumite județe, unde avem, într-adevăr, cele mai mari comunități de etnie romă. Topul pe România era undeva și se schimbă de la un an la altul, Mureșul, Brașovul, Iașu și mai merge undeva, cred că, în zona extremă, undeva prin Arad, dacă mă gândesc, și mai place și la Suceava. De ce? În aceste comunități de etnie romă, așa cum se știe, avem, pe de-o parte, o cutumă pe care ei o declară ca fiind multiseculară, dar avem și, să spunem, o lipsă de implicare a autorităților sau statului, în condiții în care, în secolul 21, educația, siguranța copilării nu mai sunt negociabile, indiferent de ce spune liderul unei comunități de acest tip. Sigur, așa cum menționam mai devreme, într-adevăr, sarcina unei mame minore, pentru că deja de 20 de ani preot într-o maternitate, am fost preot în mediul rural, interacționez zilnic cu mame minore, pot spune, în comunitățile în care intervenim, ajutând mamele și copiii să-și croiască un drum în viață. Și e adevărat, o sarcină la o mamă minoră predispune la prematuritate, o sarcină la o mamă minoră predispune la distrugerea sănătății reproductive a mamei, întrucât ea nu este maturizată din punct de vedere fiziologic, iar în plan social se duce la o excluziune aproape totală, da, fiindcă nu mai făcut școală, mama respectivă este aruncată undeva la marginea societății. Nu mai zic de aceste comunități de etnie romă, unde, odată ce femeia rămâne însărcinată, bărbatul își vede de treaba sa, de obicei cu mulți ani mai mare decât femeia, atenție, și ea este condamnată de la o viață în care casoră mai mare și-a îngrijit frații mergând la școală, acum ca mamă foarte tânără, o ia de la capăt, deci o viață condamnată la suferință și la muncă fără demnitate și fără să-i fi cerut cineva părerea vreodată ce vrea să facă cu viața ei. Începem și de consilierea acestor oameni și sprijinul lor, mi-am exprimat în repede rânduri opinia. Vorbim de câțiva factori care trebuie luați în seamă. În primul rând, acest factor educațional. Dacă un copil merge la școală, va învăța cel puțin prin clasa a șasea ce înseamnă un act intim între un bărbat și o femeie, va fi învățat de educator, de profesor, de psiholog, de consilier școlar, că o viață intimă presupune asumarea unei responsabilități și în acest fel
cu cât omul pătrunde în știință, în cultura aceasta mondială pe care o are un copil acum la dispoziție, nu doar în TikTok sau în alte rețele de socializare, își dă seama că viața personală este într-adevăr o prioritate pe care el trebuie să o îngrijească și să o pregătească pentru o normalitate deplină, ceea ce nu se întâmplă cu copiii care nu merg la școală. Așadar, pe lângă acest factor educațional vine factorul cultural și etnic, unde în spatele unor cutume care nu se mai justifică în perioada noastră, întrucât spuneam că avem legi europene care prevăd drepturile copilului și care trebuie garantate dincolo de ce spune un bulibaș sau, eu știu, un tată de multe ori interesat în a-și vinde copilul într-o astfel de relație. Și, în ultimul rând, spuneam de factorul legal, care nu aplică legi. Nu aplică legi. Noi știm că un act sexual între un minor și un major peste 5 ani este infracțiune și se pedepsește conform codului penal. Noi știm că vânzarea unui copil se numește trafic de ființe umane și părinte care face... indiferent de etnie, vorbim despre orice... în fund de pușcărie, ceea ce nu se întâmplă aici. Nu știu de ce, probabil că mai mari țări trebuie să dea socoteală pentru această lipsă de aplicare sau poate liderii comunităților locale. Și asta, pentru că e o dramă, da, să vezi în continuare copii într-o Europa civilizată, care nasc copii și vârsta coboară undeva spre 14-15 ani, sunt și excepții de 10 ani, este o mare durere pentru mine ca preot, văzând cum un copil este sacrificat prin lipsa de implicare a unor comunități. Soluțiile, din păcate, vin prea târziu pentru astfel de mame, trebuie să recunoaștem, în afară de faptul că poți prelua cumva din povara acestei mame, material, financiar vorbind, ea fiind copil, învață din mers cum trebuie să îngrijească un copil, schimbă păpușa cu copilul și atunci, bineînțeles că trebuie cu resurse nelimitate sau, eu știu, fără a te plafona pentru scutecele, lapte, praf, haine și intervii cât de mult poți pentru a ajuta această fată să depășească izolarea în care este aruncată. Nu se mai implică. Dacă în mediul tradițional, să spunem, mamele se mai implicau, bunicile în creșterea copiii, acum aceste fete rămân singure cu copiii în brațe, la felul că avem zeci de cazuri de astfel de mămici care vin cu copiii în brațe bolnave și copiii după ele. Nu mai zic și de faptul că hipersexualizarea societății în ultima perioadă a dus la o foarte specială abandonare a familiei de către bărbați. Ceea ce nu se întâmpla în aceste comunități tradiționale, să spunem, de etnie romă, nu se întâlnea divorț, abandonul copilului, a mamei. Da, mai degrabă la noi. Da, mai degrabă. Ei, acum lucrurile s-au schimbat în mod radical și vezi cum o mulțime de fetițe de acest tip rămân singuri copii, fiind obligate fiind să ceșească sau doar ferește să se prostuieze. Lucrurile sunt foarte, foarte complicate și să vă doresc că mai sunt entități care doresc să se implice în tratarea acestei probleme, dar subliniez, eu aș începe cu educație obligatorie și sancționarea drastică a celor care încalcă aceste drepturi fundamentale ale copiilor, dreptul la educație, la copilărie, fiice, la sănătate și așa mai departe. Știți că a existat o reală polemică în ceea ce privește introducerea orelor de educație sexuală în școli, care, din păcate sau din fericire, sunt foarte utile în polemica astfel de este cazuri. Bună, este bună, că scoate în evidență adevărul și soluția la problema reală până la urmă. Aici trebuie să vedem de fapt, la ce folosește această educație? Dacă copilul nu merge la școală... Dacă el nu merge la școală, într-adevăr, dar pentru cei care merg la școală și cu toate astea nu provin din familii suficient de deschise să vorbească cu ei acasă, să le explice acum, ce presupune, ce se întâmplă, care sunt riscurile. Da, ce se întâmplă? Spuneam mai devreme faptul că undeva prin clasa a 6-a copiii fac, de fapt, o educație pentru sănătate cred că suficient de dezvoltată din punctul meu de vedere, unde învață până și alte lucruri pe care niciun părinte nu l-a acceptat, vis-a-vis de, eu știu, firescul relațiilor bărbat-femeie. Da. Lucrurile ce s-a spus, au intrat prin curriculumul Ministerului Învățământului în programa școlară. Nimeni nu s-a certat, nimeni nu s-a bătut. În ce vezi această educație sexuală, pentru că sunt părinte a 4 copii și am în jurul meu, cum bine știți, 10.289 de copii, sunt preocupat întrucât
această oră, această oră de educație sexuală, din păcate, testat pe alte, pe alte societăți, pe alte comunități mult mai dezvoltate ca ale noastre, nu a făcut decât să, hiperseseze tânăra generație. Adică în loc să ajungi la acea concluzie pe care au medicii mei din spital și vorbim cu toți, părinte, domnule, care e cea mai sigură metodă de contracepție? Părinte, abstinența. Abstinența. În loc să mergem pe calea firească de a educa tânării să-și trăiască viața cât mai frumos, să se bucure de adolescență așa cum se cuvine, cu aceste ore se ajunge, așa cum spuneam, la dezvoltarea acestei, acestei laturi, care nu poate fi oprită de nici un mijloc sau metodă, pentru că vorbim de instinct, instinct care se dezvoltă timpuriu, ca urmare, am spus, sau unor factori educaționali. Fie că este educație în școală, fie că e vorba de TikTok reală sau de televizor, el se dezvoltă. Poate, din punctul meu de vedere, pentru că trăiesc și între medici, trăiesc și între profesori și am predat în școală, cred că o pregătire a părinților. Asta voiam să spun, părinților, că acolo problema e. A părinților, prin lege, obligați să plece la aceste ore de educație, pentru familie, să le spunem, pentru a fi un termen care să mulțumească pe toată lumea și pentru sănătatea vieții, ar fi binevenită, pentru că eu personal, la cum la copiii mei au făcut toți liceul Racoviță, păi eu nu cred că este vreun părinte care să nu fost în stare să vorbească copilul său despre firescul laturilor. Altfel, riscăm să avem tot felul de domnișoici care, iertați să fie cuvântul, nepregătite pentru o astfel de tematică, vor face din ora aceasta, așa cum s-a întâmplat cu multe discipline la noi de la evoluție încoace, experimentale, vor face un dezastru în capul copilașilor și ne vom trezi ca într-adevăr că unde a crescut după acel de ore și numărul de violuri, și numărul de avorturi, de sace, și sunt și în Anglia, sunt statistici foarte clare date publicității după aceste ore de educație. Mi-ar place să cred că, într-adevăr, după ce ai vorbit cu copilul la școală, toate aceste teme, pentru că educația înseamnă mai mult pentru ei, nu doar contracepție și pozițiile nefericite cum le vedem noi creștinii. Da, poate ar trebui făcute ore, inclusiv privind aceste cazuri, ale traumelor, mamelor minore, ale traumelor, nu știu, consumatorilor de droguri, pentru că și asta e o problemă. Eu m-ar duce mai mult către a trata cauza, nu exact. Doar efectul, pentru că așa mi se pare, vreți să tratăm un efect, dar fără a ta cauza. De aceea, dacă tot vorbim de consiliere școlară, dacă tot vorbim de oră de dirigenție, dacă tot vorbim, eu știu, de religie, avem niște ore care, de fapt, cam asta ar trebui să facă acolo. Da. Nu e nevoie să mai băgăm și așa copilul meu 7-8 ore, alea cum mă uit la cel de clasa a 10-a. Da, vedeți că de multe ori orele de dirigenție, sport, religie sunt date pentru studia alte materii. Pentru chimie, matematică, exact. Fizică sau ce fel. N-am vrut să spun. Da, nu, sunt doar, domnule, nu avem doar niște minți care se dezvoltă aritmetic sau algebric. Nu, omul trebuie bine să că nu se dă și biologia, care da, fi da, aia se face pe cătie, dacă vrea ceva mai mult. Cert este că, da, cred că ar trebui să luăm în serios și școala, învățăm trebuie să ia foarte, foarte în serios aceste discipline care pregătesc pentru viață. Nu scoatem savanți de pe bănce de gimnaziu sau de liceu, dar scoatem oameni. Dar scoatem oameni, iar oameni trebuie să știe că viața nu este o joacă care se consumă într-o seară între doi adolescenți și că, da, orice soluție ar propune imediat salvatorii în ghilimele copiilor noștri, pentru că să avem și aici foarte multe grupuri de interese despre care nu vreau să vorbesc astăzi, se lasă cu cicatrici care mutilează pentru toată viața. Așa cum rețin un caz dramatic, undeva, cred că cu vreo 15 ani în urmă, când cadrul didactic, mama și tata au venit cu fetița, cred că era pe luna 7-a de sarcină în spital, au internat-o pentru că era deja în lună mare și vreau să o protejeze de răutatea copiilor, un copil pe clasa 8-a și au spus, părinte, am avut neșanța ca la o petrecere în familie copilul să fie violat de un copil
tot de vârsta ei, nu avem cum să dăm în cap pe treaba aceasta, ne asumăm acest copil ca pe nostru, pentru că știm că riscurile pentru un avort la copilul nostru ar fi mult mai mari decât câștigul pe care l-am obține scăpând basma curată în această poveste. Și soate de acest gen sunt de ordinul sutelor sau miilor. Dar vedeți că măcar aici a avut înțelegerea familiei. Adică a fost un caz fericit. Asta spuneam, trebuie să mergem spre părinți acolo unde avem și în cazurile excepționale unde se întâmplă să nu avem cu cine discuta, acolo avem autoritate tutelară. Și acolo se poate face, dar repet, a expune toată lumea pentru, dacă ne gândim bine procentual, vorbim de situații la un de excepție, care confirmă regula. În România, repet, eu mă uit în jurul meu, am trăit la țară o perioadă de 10 ani ca preot, acest lucru nu exista. Și ca urmare, repet, a ceea ce spun în clipa de față, vom asista la o mai mare incidență, întrucât TikTok-ăreala și pierderea timpului în fața ecranelor, care oferă materiale otrăvitoare, să nu le spunem, sau needucative, sau distrugătoare pentru copii. Motivatoare, cu ghilimelele de rigoare. Da. Unde viața infracțională este prezentată ca fiind soluția de ieșirea din probleme, duce la o creștere a numărului de copii care devin părinți la rândul lor. Nu mai zic că sunt acestor copii la mediul acesta periculos al traficului de ființe umane, care alimentează, din păcate, în continuare Occidentul cu sute de mii de tinere, dacă mă gândesc bine la cifrele oficiale date de fiecare stat european, în rețeaua de prostituție. Lucrul este care este catastrofal pentru Românie de secolul 21, în care sunt atâția oameni plătiți să asigure fericirea copiilor noștri. Părinte, din păcate timpul nostru s-a terminat. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și vă mai invităm. Mulțumesc și cu alte ocazii să... Sperăm să ajungem la un numitor comun, Doamne ajută, și la soluții concrete și din alte zone ale societății pentru a trata aceste probleme, nu doar ceea ce facem noi, ajutând mamele să-și casă copii și sprijinile cu o spovedanie, cu o consiliere atunci când este nevoie. Mulțumim de invitație. Ne bucurăm că există și acest ajutor. Din păcate, dragi telespectatori, nu întotdeauna evoluția reprezintă și progres. Așa cum spunea și părintele misionar Dan Damaschin, există și lucruri care ne trag înapoi și ne aduc undeva în jurul epocii de piatră, dar cu toții ar trebui să punem umărul în așa fel încât progresul într-adevăr să existe, iar responsabilizarea celor din jurul nostru să existe și ea. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei, până data viitoare să auzim numai de bine și să avem parte de cât mai puține subiecte de acest gen, triste și totodată sensibile. Rămâneți în continuare alături de Iași TV Live. Pe curând!